Vezi că a venit un culeg mult așteptat în familia noastră. A venit al patrulea buton de aur. Și acum hai să vedem ce este în interior. Mulți vor crede că e Mielimi Vlog. Trebuie să fie cât mai atractivă. Poate să modificăm numirea canalului mai. Atâtea medicamente în viața noastră nu am cumpărat cât am cumpărat în vacanța aceasta de iarnă. Doamne, nu mai știm ce să mai facem. Mihaela e tot cu febră, chiar acum îi măsurăm. Sper că mâine deja să fie mult mai bine. De ce mari am dus la școală, iar cei mici au rămas acasă, pentru că se mai tratează din cauza răcelii. Iar eu mă duc să duc mașina la servis. Dar slavă Domnului, nu din cauza că ceva s-a defectat sau ceva se aude, ci din motivul pentru că e pe garanție și trebuie să meargă periodic la un servis pentru verificare. Dar înainte de asta o duc la spălătorie, deci așa e regula la servisuri, să vii cu mașina curată și să nu aibă caiva zgâiete pe ea. Iar dacă le are, să le vadă din stat și să nu apară surprize pe urmă. Și ajuns. Să-i dăm drumul. Un pic așteptăm. Să se moaie tot. Oh, mai am încă 5 minute și trebuie să fiu deja la servis. Nu știu cum e în altă parte, dar la noi, odată cu sosirea școlii, a venit și iarna. Dacă știam, făceam niște demersuri pentru ca să vină școala mai devreme. Haideți că a venit un coleg mult așteptat în familia noastră. N-am răbdare să-mi văd și să-mi arăt și vouă. Iată că am și ajuns. Ce ai, te bucuri și tu? Te bucuri? E cam rece la noi. Dar nu e atât de frig afară. Ia să vedem cine ghicește primul. Ce am eu în mână? Ce e aici? Ce e în interior? Repede scriem în comentarii să vedem cine este cel mai isteț. Gata, nici n-am mai plecat acasă. S-a rezolvat foarte rapid, am făcut și schimbul de ulei, de filtre și uite că deja pot merge spre casă, iar acasă mami m-a informat că avem o veste foarte frumoasă, prima veste frumoasă din acest an. Dacă tot Matei a rămas acasă, să facă curățenie. Mățare umidă în fiecare cameră. Bravo! Hai că deschid unele paranteze. A venit al patrulea buton de aur din familia Mielimi. Dar nu vă spunem care este denumirea. Mulți vor crede că e Mielimi Vlog. Nu, i-am schimbat denumirea. Când ajung acasă și copiii, vă arătăm cu siguranță să vedeți și voi ce denumire i-am pus noi la al patrulea buton de aur. Și iarăși după medicamente. De data aceasta pentru febră. Merg acasă după copii ca să mergem până la magazin. Dacă știți voi din vlogurile anterioare, Melissa și cu Mircea au schimbat culoarea din acvarium din mansarda noastră. Eu cred că e ultima dată când ne mai lăsăm pe mâna lor, pentru că fac și ei bătăi de cap nouă. Dar uite că pentru camerele lor, cu siguranță vom merge așa cum o vor cere ei. Dar ei o vor cere cum? Le veți scrie voi lor în comentarii, cu siguranță. Atâtea medicamente în viața noastră nu am cumpărat cât am cumpărat în vacanța aceasta de iarnă. Gripa e foarte severă. Ai ce aici? Ai în repertoriul ei. Iarăși ceva ameșterit acolo. Da? Tu ești constructor mai constructor decât noi. Ei. Dar azi vorba aceea. Cum îți vei roade, așa vei dormi. Tati, zilele astea cum este foarte, foarte rece, am zis că s-o băgăm acolo la jacuzzi. E mai cald. Și așa e cald. Fetei, vezi că da. Roade și aruncă tot din cușcă. Plapne și tot. Hai că ne gândim și la asta. Gata, mare. E timpul să facem paturile ascunse afară.
în pat. Încă un pic și dădeam în mașină. Am renunțat noi să aruncăm pe geam gloapurile și le dezasamblăm aici pe loc. Așa cred că e mai simplu. Ne va fi dor și de WC-uri, și de dulapuri, și de paturi. Dar n-ai ce face. Matei și cu Ionus deja se simt mult mai bine. Dar noi ne îngrijoram de faptul că nu cumva să le revină starea lor de rău, având în vedere că pleacă iarăși în colectiv, iarăși alții care sunt răciți și am luat un pic să-i ținem acasă. Mai puțin Mihaela, care e bolnavă deja de 3 zile cu febră. Sper că mâine deja să fie cu mult mai bine. Avem diferite dozatoare în casă pentru a-și spăla copiii mânuțele, ca să fie din ce în ce mai atrăgătoare pentru ei. Dar mai atrăgător decât ăsta, cred că încă nu am găsit nimic. Ionuț, hai să ne spălăm mâine. Vreau și eu să încerc. Hai mâine, orice activitate pe care noi vrem să o facă copiii, trebuie să fie cât mai atractivă. Ionuț deja și-a spălat de 3 ori mâinile. Și săpun curge tocmai atât de cât au nevoie copiii noștri. Gata, Ionuț, tu deja te-ai spălat. Mihaela încă nu a văzut procesul în sine. O învățăm noi. Mica, pui mânuța acolo și ia-i săpunul. Da. Hai. Încă. Mai aproape. Hai că ți-aduc eu. Bine. Între degețele, Mica. Am înțeles. Deja ne vom spăla pe mâini. Nu prea des. Toată ziua. Gata. Se duce săpunul. Uite, mai mereu. Despachetează Melissa. Am zis data asta să o fac eu. Ce e aici? Ia să văd. N-ai să crezi. Termometru. Ce termometru interesant. Și a doilea, ce mai e acolo? Aici e ceva mai interesant. Da. Un alt termometru. Oho! Mame, la noi știi cum, o mână la un copil, altă mână la alt copil. De fapt, am zis să luăm termometre care să știm cu siguranță care este temperatura corpului unui copil. De noi singuri așa. Punem mâna și ne testăm, verificăm. Iar la copii e mai dificil. Și unul și altul, mame zice că are o diferență, ar putea să apară o discrepanță de 0,2 grade Celsius. Hai să le testăm și să vedem cât de bine arată și una și alta. E aceeași companie, e aceeași firmă la mine. Cât arată acolo? 36,3. Așa. Aceeași companie. E oprit. Acușa, se pornește? Da. 36,7. E bun, asta are 0,2 grade Celsius minus, asta are 0,2 grade Celsius plus, 0,4 diferență. Ei, hai, iertăm. Ai avea undeva 36,5. Ia să vedem eu. 36,8. Și? 35 cm, mami? 35 cm. 36,8. Atunci ok. Mami, mai vin niște culete, dar pe cele deja se le desfacă Melissa. Uite, mie doar de astea îmi vin. Mami, atent pe scară, că ce este foarte lunicoasă. Iar la noi începuță ningă. Super tare. Știu, tati, astăzi mai n-am făcut o trântă aici, iată aici. Acolo și eu. Acolo-i viață. Hai repede după Melissa. Dar ei sunt foarte bucuroși că noi ne ducem mai greu. Să stea și ei un pic în zăpadă. Ia tu, mami, să apreciezi cum merge mașina noastră. Ai fost în service. Da, mami, dacă merge. Parcă tot așa merge. Asta, mami, ce am vrut să spun. Merge tot așa. Toată lumea îmbodolită, doar copiii noștri sunt mai dezbărți. Norocit de fier. Da.
e frig? Dar avem o întrebare, cum a fost prima zi de școală după vacanță? Bine, toți copiii erau sănătoși. Astăzi am putut să dăm două teste pentru că eram prea bărniți. Dar noi am zugrăit cu opțiunea pe care voi ați ales-o, Melissa. Și veți vedea, trebuie să apreciați și voi și abonații. Nu știm ce e mai bine, ori hârbul, ori oala spartă. Nu cumva e butonul ce la mine mi-e bloc? S-a reîntâlnit după jumătate de zi, da, cum s-a văzut. Ia să vedem cine ghicește ce scrie acolo. Mișa spune că e mini vlog. Mami zice că... De fapt, mami, într-o idee. Și eu nu prea eram de acord, dar... Sau e butonul de diamant? Și trebuie să-l asamblez? Diamant. Dacă au drum, toți abonați la toate canalele noastre, dar putea să fie de diamant, dar... E următorul buton de aur. Al patrulea. Unul este aici, două sunt acolo și vine încă unul. Hai! Matei, vino să vezi și tu. Matei, ce scrie pe buton? Cum crezi? Nu știu. Stop, să vină și Melissa. Știu ce scrie. Ce scrie? Tu. Până una alta să vă ajute și abonații. Ia să vedem ce credeți voi că scrie acolo. Ia priviți. Mai, Ionuț, stai un pic. Ne uităm. Sau Ionuț, Melimi. Mă. Mă, patru. Ma. Mi. Matei. Matei. Și mai departe, ce scrie acolo? Și Ionuț... Mihaela? Da, este Matei, Ionuț și Mihaela Melini. Așa se vede. Da. Ionuț, când vei ști să citești, îți vei citi numele, uite, de pe această placă. Melimi! Yeah, felicitări! Cred că nici tu nu s-a așteptat să vină așa text. Poate să modificăm numirea canalului mai. Doar că primii care au aflat ce scrie pe buton sunt cei care s-au abonat la contul nostru de Instagram. Mulți ne întreabă din ce cauză apelăm mereu la ajutorul abonaților atunci când facem reparații sau orice altă activitate în viața noastră. Răspunsul este simplu. Nu neg. Consider că creierul nostru poate să aleagă o culoare perfectă. Dar un cap e bine, dar 2.400.000 e mult mai bine. Și atunci am decis. Cine e mai deștept și mai șmecher decât toți abonații noștri luați la un loc. Tocmai de aceea și apelăm mereu la ajutorul vostru. Astăzi în poștă am găsit acest desen. Pentru familia Melimi de la Zac Giulia. 6 ani. Mulțumim pentru desen. E drăguț. Așa că și mulți alți dintre voi admitem că comitem în viața noastră multe ori erori. Dar ca să fie cât mai puține astfel de greșeli, am zis să apelăm la ajutorul vostru. Ca să ne bazăm pe experiența noastră pozitivă, dar și negativă, dar și a voastră. Vorba aceea, omul deștept se învață din greșelile altora, iar cel prost nu învață nici dintre ale lui. Tocmai de aceea vrem și noi să, cel puțin tindem, să învățăm din greșelile altora. Dar cu siguranță le admitem și pe ale noastre de foarte multe ori. Astăzi mi-au venit două colete și acum hai să vedem ce este în interior. Acesta este primul. Știu! Este aparat din ăla care scoate scamele. Chiar acum vreau să-l testez. Doar oare pe ce haină? Știu că tati are niște pantaloni plini cu scame. Hai să încercăm la el. Sunt ca noi. Mami, încă un pic și îi pot vinde.
Cine vrea pantaloni de la tate Melmi? La spate nu văd. Mă ajută Mircea. Au! Ia să vedem câte scane a scos din pantalonii mei. Multișor. Și aici, Mircea. Și mai este încă. Eu zic că e foarte bine. Și al doilea colet. Ce e asta? După pachet nu știu nimic. Probabil că nu este al meu. Mie mi-a ajuns un colet. Nu știu când am dat comandă, dar cred că mi-am dat seama. La atingere, cred că știu, este rotund. Dacă știți și voi, apăsați pe like și scrieți în comentarii. Vă dau un indiciu. Sper că este la ceea ce mă gândesc și eu. În ultimile vloguri, mi-am zis că la mine în duș curge apa. Și de ce a trebuit să punem silicon sau scoci? Și cred că aici este scoci, cu siguranță. Ia să văd dacă am dreptate. Vai, chiar am! Dar de când se dă la comandă și bomboana? Cred că tatea a dat comandă. Dacă acest scoci ține la mine în duș să nu curgă apa, atunci vom pune și în alte dușuri, care au la fel această problemă. Dar până găsim dușul care este defectat, voi mânca această bomboană. Ia stai un pic. Un pix? Gata, știu. Este un ulei de buze. Stați să vi-l arăt. Așa este el. Nu îmi vine să cred. Ghiciți ce? Priviți. E cu scot. Vai de mine. Wow. E cu... Stai. Lămâie? Stai. Ăsta nu-i doar cu lămâie. Ăsta este mix. Wow. Zici că este ăsta doar cu vișine. Ce interesant! Seara de seara, termometrul este în mâna noastră și pastile și diferite medicamente, dar nu mai știm ce să mai facem. Mihaela e tot cu febră, chiar acum îi măsurăm. Hai, Mica. Uh-huh. 38,7. Ne-am suntem sătui. De așa... Culoarea termometrului. Și sunete și culoare. Mami. Ce-i, Mica? Hai să... Mami. Hai să dăm medicamente.